Astăzi aș vrea să vorbesc despre măreția slujirii. M-am gândit la acest titlu și să abordez această temă în mesajul de astăzi, în prima duminică din octombrie, și încerc să definesc măreția slujirii ca fiind rezultatul interacțiunii dintre identitatea personală, cine sunt eu, și umilință. Dintre cunoașterea personală și actul prin care faci un bine. Se naște la intersecția dintre glorie și umilință. Și privești la gloria care te așteaptă în cer, pentru că Domnul Iisus spune că El va răsplăti până și un pahar cu apă dat în numele Lui, celor care are nevoie să bea. Privești la gloria care te așteaptă la momentul acela când Iisus Hristos te va răsplăti pentru binele făcut și ți este ușor să depășești umilința sau ceasul în care poate ești jignit că îl slujești pe Iisus Hristos. Iată tabloul care reflectă cel mai bine această măreție a slujirii. Ce vă vorbește dumneavoastră acest tablou? Care este episodul din Sfânta Scriptură? Spălarea picioarelor. Uitați-L pe Domnul nostru, pe Mântuitorul nostru, pe Cel care a venit din cer, Prințul Păcii, Iisus, Lumina Lumii, Domnul nostru Iisus Hristos, aplecându-se în fața fiecărui ucenic de-al Său, spălându-i picioarele. Este copleșitoare această imagine. Glorie, dar umilință. Dragoste pură și dedicare. De fapt, dragostea este ceea ce trebuie să ne motiveze pe toți când slujim. Domnul Iisus spune că cea mai mare poruncă a legii este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta și spuneți dumneavoastră mai departe. Și pe aproapele ca pe noi înșine. Este copleșitoare această imagine a spălării picioarelor pe care Domnul Iisus astăzi ne-o arată. Vă invit să deschidem Biblia la Evanghelia după Ioan, capitolul 13, și să citim de aici primele 17 versete care arată tocmai acest act al spălării picioarelor. Pagina în Biblie 1044. Evanghelia după Ioan, capitolul 13, începând cu versetul 1. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca Cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai Săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiului Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile, și capul. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat n-are trebuință să spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Că știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți dator să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său,
nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Amin. Măreția slujirii. Rezultatul intersecției dintre identitatea personală și umilință. Trebuie să vorbim despre identitate. Domnul Iisus nu i-a fost rușine să se aplece în dreptul fiecărui ucenic și să îi spele picioarele. Nu i-a fost rușine să facă rolul acesta de sclav, de rob. În primele trei versete observați că se repetă acest cuvânt. Iisus știa. Știa că i-a sosit ceasul să plece din această lume la Tatăl și în versetul 3 din nou, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. Domnul Iisus știa cine este El. Identitatea trebuie să fie înaintea slujirii. Este ca o bază pentru slujirea pe care noi o facem pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Noi nu slujim pe Domnul ca să ne creăm o proprie identitate, ci noi facem, îl slujim pe Domnul, slujim semenii de lângă noi, pentru că Iisus Hristos ne-a răscumpărat din această lume și Dumnezeu Domnul este Tatăl nostru cel Ceresc. De aceea slujim. Iisus știa. El nu-și face bagajele să plece din această lume spunând că nu-l mai interesează ce se va întâmpla. Domnul Iisus este interesat de fiecare detaliu al vieții tale. Domnul nostru Iisus Hristos este interesat ca sufletul tău să fie mântuit, ca viața ta spirituală să fie în acord cu voia lui Dumnezeu. Domnul nostru știa că i-a venit ceasul să plece din această lume, dar nu a rămas indiferent față de nevoile care erau în vremea de atunci. El nu s-a lăsat influențat de ceea ce va urma. Urma să moară la calvar, urma să fie prins, urma să fie batjocorit, urma să fie bătut, așezat apoi într-un mormânt. Iar el nu s-a lăsat influențat de ceea ce urma să îi se întâmple, ci a fost gata să împlinească nevoia care era atunci, în vremea respectivă. Poate și tu ai vrut să faci ceva și nu ai fost înțeles. Sau ai făcut ceva și ai fost interpretat greșit. Poate ai fost rănit și ai spus de multe ori, nu vreau să mai slujesc pe nimeni. Nu vreau să mă mai implic în vreun departament sau să slujesc în Biserica Emanuel. În această dimineață aș vrea să privești la modelul Domnului Iisus, care deși știa că trebuie să plece din această lume, El nu a fost indiferent, ci a trecut peste orice moment din viața Lui greu și s-a dedicat slujirii celorlalți. Urmează-i modelul. Urmează-i exemplul. Pentru că El ne-a dat o pildă ca și noi să facem cum a făcut El. El nu s-a oprit, ci a mers până la capăt. Spune aici că în versetul 1 i-a iubit pe ei săi până la capăt. Care capăt? După ce El a murit, El nu i-a mai iubit pe ei săi? Ba da, i-a iubit. După ce El a înviat dintre cei morți, oare nu i-a mai iubit pe ei săi? Ba da, El i-a iubit pe ei săi. Sau după ce s-a înălțat la cer, El nu mai iubește lumea? Ba da, El iubește lumea, iubește pe oricine și te iubește și pe tine care ești astăzi la închinare aici. E iubit până la capăt. Nu e vorba de capătul Lui, de capătul lucrării Lui, ci e vorba de capătul nostru. E vorba de viața noastră, pentru că în fiecare zi noi ne trezim și ziua pe care o primim de la Dumnezeu este expresia dragostei sale pentru tine. Pentru că Dumnezeu vrea să-L cunoști. Dumnezeu vrea să-I te închini. Dumnezeu vrea să-L descoperi în lucrurile care te înconjoară și în cuvântul Său. El te iubește până la capăt. Pe Iuda, spre exemplu, ucenicul care l-a trădat pe Domnul, l-a iubit până la capăt. Dar el nu s-a întors la Iisus, nu s-a întors la Dumnezeu, ci a continuat să rămână în păcatul lui. Pe Petru, spre exemplu, l-a iubit până la capăt, deși s-a lepădat de trei ori de Domnul său, de învățătorul său. Iisus îl primește și îl reabilitează și câștigă sufletul lui Petru, făcând din el
marele apostol Petru, care a predicat în ziua cincizecimii și 3.000 de oameni s-au întors la Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos ne iubește pe fiecare dintre noi. Chiar dacă treci prin momente dificile, prin momente grele și poate în inima ta te-ai răzvrătit față de Dumnezeu sau spui tot felul de întrebări, întrebările sunt bune. Întrebările existențiale sunt foarte bune și trebuie să ne le punem fiecare dintre noi. Cine suntem? De ce trăim pe acest pământ și încotro ne îndreptăm? Și acest capăt pe care Dumnezeu îl are pentru noi, El ne iubește pe toți în fiecare zi și dragostea sa este enormă pentru noi, pentru că El ne vrea să fim mântuiți și vrea mântuirea sufletului nostru. Iisus știa că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. El nu a avut dispreț față de oameni și față de lume. El a dovedit că este aproape de omul care are nevoi și este gata să împlinească orice nevoie. S-a coborât până în adâncimile slujirii. Știa cine este. Avea o identitate clară în viața lui. Tu știi cine ești? Vreau să spun că Dumnezeu te-a creat după chipul și asemănarea Lui. Porți chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu a investit în tine enorm. Ți-a dat talente naturale cu care te-a înzestrat. Te-a binecuvântat cu o familie. Te-a binecuvântat cu sănătate. Și mai mult decât atât, Dumnezeu a trimis în lumea noastră pe Domnul Său, pe Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru, ca să moară pentru păcatele noastre, pentru păcatele tale și pentru păcatele mele. Ești valoros în ochii lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a dat ce a avut mai scump pentru noi, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Identitatea ta este aceea că Dumnezeu te iubește și că ești copilul Său. A venit la Isai, spune Biblia, dar Isai nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit. Adică celor ce cred în numele Lui le-a dat dreptul, spuneți dumneavoastră, să se facă copii ai lui Dumnezeu. Ești copilul lui Dumnezeu. Iată identitatea ta. Acum suntem copii, spune Biblia. Și ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Ești copilul lui Dumnezeu. Să spunem cu toții, Doamne ajută, amin la lucrul ăsta. Am citit în cartea Portret în oglindă al lui Josh McDowell o afirmație foarte frumoasă care spune el, Dumnezeu vrea să fii absolut convins că ești iubit, prețuit și capabil să faci o lucrare, să ai o lucrare și pe care să o îndeplinești. Dumnezeu vrea să fii absolut să fim absolut convinși că suntem iubiți, prețuiți și capabili, fiindcă are o lucrare de îndeplinit prin noi. Ești capabil să faci o lucrare. Ești capabil să faci o lucrare și să slujești pe aproapele tău. Să ai acest sentiment al încrederii că ești capabil. Ești capabil să aduci o contribuție substanțială la lumea din jurul tău în folosul celorlalți. Pot să fac și eu ceva pentru Dumnezeu. Uneori poate ne lipsește entuziasmul, credința, puterea, pasiunea, dar în această zi aș vrea să spun, poți să faci ceva pentru Dumnezeu. Poți să-L slujești pe Iisus Hristos slujind pe cei din jurul tău și să o faci pentru numele lui Dumnezeu. În cartea Biruința asupra Întunericului, Neil Anderson povestește, scrie despre o tânără, Wilma Rudolph, triplu campion la Jocuri Olimpice, a câștigat la Jocurile Olimpice din Australia din anul 1970 trei medalii de aur, medalia la atletism la 100 de metri plat, 200 de metri plat și de la ștafetă 400 de metri. Această fată s-a născut într-o familie creștină, însă s-a născut infirmă. Părinții au trebuit să-i amputeze un picior. Și fiind împreună cu ceilalți frați, când vedeau că frații și surorile ei se joacă afară, a întrebat-o pe mama, când aș putea să alerg și eu, ca și ceilalți frații mei? Iar mama a răspuns, sau părinții au răspuns, încrede-te în Dumnezeu că El poate să te ajute.
Ea a luat aceste cuvinte, a crezut în Dumnezeu că, că o poate ajuta și a început să exerseze. A început să facă exerciții singure, să lupte. A ajuns să meargă la medic, i s-a fost dată proteza jos, a început să participe la jocuri de basket, a cerut antrenorului să mai rămână 10 minute după antrenamente pentru că vrea să se dezvolte, a fost lăsată să facă lucrul acesta și s-a înscris la atletism. Ajunge după, la vârsta de 20 de ani, să fie triplă campioană mondială la 100 de metri plat, 200 de metri și 400 de metri plat. Dumnezeu a ajutat-o și prin puterea ei și prin credința ei a ajuns la nivelul acesta. Se poate, dragii mei. Noi prea ne plângem de starea în care ne găsim și ajungem să ne retragem și să fim indiferenți. Dar exemplul pe care îl avem astăzi prin spălarea picioarelor către Domnul Iisus și prin alte exemple pe care le cunoaștem, se poate și suntem capabili să facem ceva pentru Dumnezeu. Oricare dintre noi suntem capabili. Pentru că Dumnezeu a investit în noi și vrea să facem ceva pentru gloria Lui și pentru slava Lui. Dar alături de identitatea noastră ne uităm la umilință. Măreția slujirii are în vedere și umilință, smerenia. În contextul acela al cinei, al ultimei mese, știți ce făceau ucenicii între ei? Dacă vă aduceți aminte, Evanghelia după Luca surprinde că se certau între ei despre ce? Cine să fie mai mare? Întrebarea aceasta a fost preocuparea lor în ziua cinei Domnului. Care dintre ei va fi mai mare și va rămâne șeful după ce Domnul Iisus nu va mai fi în mijlocul lor? Luca consemnează acest tablou când ucenicii s-au certat între ei cine va fi mai mare. Drumurile din Palestina din vremea de atunci nu erau ca drumurile noastre de astăzi. Sau poate erau mai bune. Erau drumuri fără asfalt, fără piatră, pline de praf, de câțiva centimetri pe acele drumuri și atunci când ploua, vă imaginați ce se întâmpla cu drumurile respective. Se făceau noroi. Nu știu dacă ucenicii au fi prins vreo ploaie atunci când au servit cina, dar cu siguranță au ajuns murdari acasă. La ușa casei unde ei trebuiau să servească Paștele, trebuia să fie un sclav, un rob care să le spele picioarele. Nu era nimeni. Ei s-au certat pe drum cine să fie mai mare sau s-au certat în momentul acela cine să fie mai mare. Și niciunul dintre ei nu a fost gata să stea la ușă și să spele picioarele celorlalți ucenici și picioarele Domnului Iisus. Ei se contraziceau în felul acesta pentru că s-au gândit la competiție, s-au gândit la prestigiu. Însă, unul dintre ei era gata. Și acesta era învățătorul și domnul lor. El spune, voi mă numiți învățătorul și domnul. Deci eu sunt mai mare decât voi. Și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, domnul și învățătorul vostru, v-am dat o pildă, un exemplu, și voi trebuie să vă spălați picioarele unii altora, să faceți la fel, să slujiți nevoilor pe care le vedeți în jurul vostru. Ceea ce uneori ne oprește să slujim este mândria. Și pe ucenici, probabil, mândria i-a oprit să se plece în dreptul colegului sau prietenului său să spele picioarele. Nu au fost pregătiți să facă lucrul acesta. Nu au fost gata să se plece. Lumea este plină de oameni care nu sunt gata să se plece în fața picioarelor altora. Lumea este plină de oameni care țin la prestigiul lor, la mândria lor și nu sunt pregătiți să facă acte de slujire simple. Mândria ucide slujirea. Dorința de a fi mare distruge slujirea.
Dacă ești într-o echipă și refuzi să fii subordonat, să asculți de învățătorul sau de antrenorul tău, nu poți să câștigi niciodată. Prestigiul, dorințele egoiste, vrem ca și Petru o coroană, alergăm după lucrurile lumii acesteia și numai și lucrurile acestea ne împiedică să slujim. Însă imaginea cu Fiul lui Dumnezeu îngenunchiat la picioarele ucenicilor este copleșitoare. Este copleșitoare, este măreață, este glorioasă. Mândria te poate ține afară. Domnul Iisus vine la Petru și Petru vrea să refuze, de fapt refuză să îi spele picioarele. Mândria de a ne întoarce la Dumnezeu, de a ne încrede în El, de a ne pocăi de păcatele noastre, ea ne poate ține afară și nu ne lasă să intrăm în casa sărbătorii, să sărbătorim Paștele cu Domnul. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția lui Dumnezeu, spunea Domnul Iisus. Ferice de cei care sunt gata să primească de la Dumnezeu darul mântuirii. Mântuirea este prin credința în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Aș vrea să închei cu două lucruri practice pe care putem să le facem în săptămâna următoare. În primul rând, dedică-te unui stil de viață de slujire. Urmărește exemplul lui Hristos de slujire modestă într-un mod practic, concret, în cursul săptămânii care urmează. Înscrie-te la cursul de membralitate. Nu știu dacă se mai poate, nu se mai poate pentru că deja a început de prima lecție, dar la următorul curs de membralitate, înscrie-te și mergi acolo ca să te cunoști, să cunoști darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat și să te poți implica în slujirea bisericii, a trupului Iisus Hristos. Cum ai putea săptămâna aceasta să slujești? Gândește-te acolo unde mergi, unde te găsești. Ai putea să vizitezi pe cei bolnavi din biserică. Caută lista cu persoanele care sunt bolnave din biserica noastră, întreabă despre ele și mergi cu cineva în vizită la ele și încurajează-le. Dacă ești un tânăr sau un adolescent, ai putea pregăti o masă în familie pentru părinți. Să-i surprinzi când vin acasă de la serviciu și nu numai să pregătești masa respectivă, ci să speli și vasele după. Ar fi tare bucuroasă mama când ar vedea lucrul respectiv că băiatul sau fata slujește în modul acesta în casă. Și acolo îl slujești pe Iisus Hristos. Ai putea să te implici la curățenie în casă sau la curățenie aici în biserică. Apropo, să știți că lucrarea aceasta a necesitat mult praf aici în clădire. Și a trebuit să curățăm toate scaunele, să aspirăm totul. Vreau să o felicit pe Lenuța pentru munca pe care a făcut-o ca sala să arate bine. Și Valentina a ajutat-o vineri aici câteva ore, dar nu numai pe ea, aș vrea să-l felicit și pe chelariu Ionel pentru munca care a depus-o aici și pentru curățenia care a făcut-o și pe Cristi. Cristi a fost și la închinare. Felicitări! Felicitări pentru ce ați făcut! Ne bucurăm pentru persoane ca și dumneavoastră care vă implicați. Aș vrea să felicit, de fapt, pe toți membrii bisericii noastre, toți participanții la slujă pentru slujirea pe care o fac în trupul lui Hristos. Vă felicit, dragii mei, pentru implicarea dumneavoastră, pentru timpul pe care îl dați în departamentul în care slujiți, pentru banul dumneavoastră pe care îl investiți pentru gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă răsplătească fiecare slujire pe care o faceți. Biserica noastră este o biserică care slujește, o biserică care se dedică lui Dumnezeu. Și aș vrea să te încurajez să continui să faci lucrul acesta mai departe. În timp ce meditam la textul acesta, m-am gândit din moment în care am vizitat pe cineva la spital. Era o credincioasă, nu era din biserica noastră, bolnavă de cancer. Femeia aceasta mi-a spus, eram împreună cu soția mea, mi-a spus eu, gen, dacă Domnul m-ar vindeca și m-ar scoate de aici, l-aș sluji pe El cum n-am făcut-o până acum. Am fost indiferentă până acum. Eram indiferentă, poate, față de slujirea pe care trebuia să o fac în trupul lui Hristos.
nu spuneam altora despre Dumnezeu, dar dacă Dumnezeu m-ar scoate de aici, aș face ceva pentru El în lumea aceasta. M-am întrebat atunci, de ce trebuie să ajungem în situațiile acestea de boală, de criză, ca să promitem lui Dumnezeu că îl slujim? N-ar trebui oare acum când Dumnezeu ne dă sănătate să ne punem la dispoziția Lui și să-L slujim pe El? Da, și în momentele acelea Dumnezeu ne cercetează și ne rededicăm Lui. Dar oare nu-i vremea ca astăzi să te dedici unui stil de viață de slujire și să te investești pentru lucrarea lui Dumnezeu? Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrurile acestea. Apoi al doilea lucru, rămâi conectat cu Dumnezeu. Slujirea niciodată nu ia locul relației cu Dumnezeu. Relația noastră cu Dumnezeu este prioritară în viața noastră. Când ne rugăm și citim Sfânta Scriptură, când avem o relație cu Dumnezeu, când îl cunoaștem pe Dumnezeu, să nu fii ispitit să slujești pe Dumnezeu făcând bine celorlalți, implicându-te în lucrare și să neglijezi relația cu Dumnezeu. Este o altă capcană. Rămâi conectat cu Dumnezeu. Adeseori obosim pentru că suntem oameni și dăm din resursele pe care le avem, dar ca să fim din nou încurajați, din nou întăriți, trebuie să rămânem conectați cu Dumnezeu. Iisus, Domnul nostru, se retrăgea adesea să se roage lui Dumnezeu, Tatăl. Dacă El avea nevoie, noi avem și mai mare nevoie. Vrem să ajutăm pe toți frații, pe toți participanții la adunările bisericii noastre cu un caiet de părtășie. Și noi l-am gândit să fie un plan de citire a Bibliei în care toți cei care sunt aici să citească același capitol din Biblie. Și vrem să începem cu Geneza. Astăzi, 1 octombrie, trebuiau să fie gata aceste caiete de părtășie pe care să le folosim la timpul devoțional al nostru personal, dar nu au fost gata pentru că încă nu ne-am încadrat în timp cu tipărirea lor. Dar sperăm, dacă Domnul ne ajută, ca duminica viitoare fiecare dintre dumneavoastră să aveți acest caiet de părtășie în care ne vom nota trei lucruri. Vreau să muți, te rog. Duminică 1 octombrie vom citi din Geneza 1 și Psalmul 1. Astăzi îl laud pe Dumnezeu pentru și ceea ce ne vorbește Dumnezeu în acele două capitole. Astăzi mă rog lui Dumnezeu pentru și motivele noastre de rugăciune ar trebui și trebuie să fie în concordanță cu ceea ce ne vorbește Dumnezeu din capitolele respective și îmi notez un gând, un principiu, un verset prin care Dumnezeu mi-a vorbit la reflectarea devoțională sau notițe. Așa că mâine avem Geneza 2 și Psalmul 2. Marți, Geneza 3 și Psalmul 3. Și până duminica viitoare, când sperăm să avem cu toți acest caiet de părtășie. Vă bucurați de el? Este o idee bună, sper să ne ajute pe toți să citim Biblia într-un mod ordonat, sistematic și să dezvoltăm fiecare dintre noi această disciplină a timpului de părtășie. Doamne ajută la lucrul acesta!